Natalia Gavrilița și încă doi deputați PAS. Duminica trecută, pe 25 septembrie, o mâncat, na! O mâncat cu gură mâncare! Ziua, neața mare, să mănânci cu gură! Tu ce ești? Omule! Asta e pis! În timp ce protestatarii manifestau în fața președinției, premierul și doi deputați PAS au fost surprinși de către doi protestatari într-un local de alimentație din apropiere. Aceștia au fost luați la întrebări și chemați în fața manifestanților. Bună! Mulțumim! Oamenii vă așteaptă de 8 zile să veniți cu răspunsuri la întrebările care-i dor. Noroc! De când nu ne-am văzut? Bun găsit la emisiunea Lumina! Andrei Bolocan mă numesc, iaca s-a terminat încă o vacanță. Îs trist, dar și-s vesel în același timp că revin la muncă, dar la muncă mă așteaptă noutăți îmbucurătoare! V-am arătat ca numai și, da, poate da, n-ați văzut, da, poate ați uitat, pe 25 septembrie, în centru orașului Chișinău, a avut loc o nouă ediție acestui mare eveniment social-cultural, această parnuhă, cernuhă, această șornuhă electorală. Așadar, un mărlan criminal, fugind de justiția moldovenească, din depărtare, dintr-o vilă de 13 milioane de euro din Israel, finanțează, organizează un fel de, hai să numim, adunare, să nu-i zicem nici mai mult, o adunare de oameni în centrul Chișinăul în care el transportă, hrănește, plătește oamenii și nu uită să-i mai și... Republica Moldova trăiește astăzi timpuri grele. Iarna se aproape, criză, sărăcie, inflație. Tumanească, Oleacă, și tumanește. Așa încât filmați la cameră, îi arată ca o forță susținătoare a unui partid politic de opoziție, care luptă împotriva guvernării. Dar noi naivi eram, noi credem că partidul ușor, asta de fapt e o denumire pentru un grup criminal organizat. Și oamenii de acolo sunt niște gnomi care, pur și simplu, sar în apărarea, blăi, lui Ilașor, să nu treacă niciun procuror să nu ajungă la anusul prezidentului nostru ușor. Я с Иваном Шором здороваюсь как с вами. Он с людьми на равных, у него нет богатых, он бедных быстрее обнимет. Это первое. Второе, для того, чтобы обвинить кого-то в воровстве, докажите, если бы вы доказали, Илан Шор давно бы сидел в тюрьме. Și ладно, у вас имя хуйня информационала, я опарю даты, опарю пипадина, аша нумитлый партид Шор, și moare după asta. Pentru că chiar și acolo, în comentarii, unde lumea de obicei e blocată, alungată, ștersă, chiar și acolo lumea, bă, și tumana ai în fața ochilor încât s-a ajuns la creier. Doar că mărlanul criminal, el nu se joacă, el e tare serios. Pentru că el investește în securitatea propriului... Dar de propriu, mărlanul criminal are mare grijă și atunci când lansează un gunoi informațional, el se asigură că să apară mai multe guri de unde acest gunoi a scapite și mai mare putoare. O asemenea gură este primarul orașului Chișinău, Vania Ceban, care a venit cu o reacție la acest video. Așa că eu azi n-a să mă refer la video propriu-zis filmat de și de la Șor, dar mai degrabă să fac o reacție la reacție. Dar voi să spuneți, bă, bratan, Andriuha, nu tu ce, e prea lungă vacanță, era și primarul Ceban n-are voie să vorbească de tăciurea el. Da, are voie. Dar când o faci el? Și unde o faci el? Și după el poate a făcut-o pe vlogul lui personal, Andriuha? Poate primarul are vlog personal în care comunitatea îl susține și el acolo face părerile lui personale, a? Nu, primarul Ion Ceban, din contul orilor de serviciu, iese și grăiește despre asta. Și pricum total neprovocat, neanunțat și nenecesar, într-un context în care tu nici nu te așteptai despre asta să vorbească. Am văzut un mare șmecher care s-a urcat cu mașina pe havuz. Că se intre cu mașinile, repet, în parcuri. Că se lasă gunoi și se aruncă peste tot. Și am arătat ieri chiar unor colegi, acolo unde stăteau și beau frumos o băuturică, doamna prim-ministru și niște deputați la 50 de metri de protestatari. N-am mai văzut astfel de lucruri, nu știu dacă ați văzut dumneavoastră. Da. Nu contează cine sunt ei și cine sunt în spatele lor, că agriem sau nu agriem protestul. Dar să-ți bagi joc în asemenea hal de toată societatea, să stai acolo bine, mersi, neam-neam, ambele fălci și cu băuturică la masă, și este un pic deranjant. În fine, deci chiar în zona adiacent era foarte mult în bădărie. Stai, Uleac, omul ăsta a venit cu o cărticică medicală plină de boli. De unde să ne apcăm?
Așadar, el începe să grească despre un ciuvac care a intrat cu mașina într-un parc la Havuz. Am văzut un mare șmecher care s-a urcat cu mașina pe Havuz. Că se intre cu mașinile, repet, în parcuri. Primul despre murdărie, salubritate. Că se lasă gunoi și se aruncă peste tot. Și brusc trece în istoria despre Gavriliță. Și am arătat ieri chiar unor colegi acolo unde stăteau și beau frumos o băuturică, doamna prim-ministru și niște deputați la 50 de metri de protestatari. N-am mai văzut astfel de lucru, nu știu dacă ați văzut dumneavoastră. Așa ceva n-am mai... Voi ați mai văzut așa ceva? O femeie să mănânce ca un om, ați văzut așa? Asta e, bă, eu n-am văzut așa ceva. În fine. Să zicem, din contul orilor de serviciu, ce bani rășești gura, au mai făcut-o. Zato parcul frumos, Andrei, nu criticam! Și acum... Grăiește total neanunțat, total neprovocat despre această istorie, care și are bani cu serviciile primăriei. Tu ești la ședința săptămânală a serviciilor primăriei Chișinău și poi și e sub formă de oameni cu urechi care participă la ședință cu tine, rab de tot asta. Pe la minutul 18, după ce ai grăit, deși duminică bogată a avut loc 25 septembrie în Chișinău, plină de evenimente, tu menționezi ni tam, ni sam istoria cu Natalia Gavriliță filmată de gnomii lușor. Voi ați mai văzut atâta armonie, atâta unitate printre bandiți, a? Fantastic! Dar și m-a atins pe mine cel mai tare. E acest moment. Nu contează cine sunt ei și cine este în spatele lor, că agriem sau nu agriem protestul. Dar să-ți bagi joc în asemenea hal de toată societatea, să stai acolo bine, mersi, neam-neam, ambele fălci și cu băuturica la masă, și este un pic deranjant. Pentru Vania Ceban este un pic deranjant. Dar în primul rând nu contează cine-s protestatarii și cine stă în spatele lor. Pentru Vania Ceban nu contează. Nu, scuzați. Pe Vania Ceban nu-l cum zeci de companii al ușor au beneficiat și au încasat în conturi bani din miliardul furat. Pe Vania Ceban nu-l că Ilan Șor a fugit de pedeapsa penală, se ascunde, apropo, la călduț în Israel într-o vilă de 13 milioane de euro, de unde filmează câte 2-3 publicități pe zi în ultimele săptămâni, și ne povestește nouă de acolo, din vila de 13 milioane de euro, cât de greu va fi iarna asta în Moldova. Дорогие друзья, добрый день. Действующие власти, продавая народу евроинтеграцию, в действительности привели страну в глубокую проблему. Разругав Молдову с стратегическим партнером, обрекли наших граждан зимой на голод и холод. Пиваня Чебан, ну фу-ти, ка Илан Шор со Алес Речент, ку доу телевизионе, каре пану на демулт, ерау али Лудодон. Пидесу, ну фу-ти, ка Илан Шор импинжи у агенды клары про Кремлин, про Путин, про Москва, а му в моменту, в каре вечини ноштри сан разбой. Аста есть варе ун пик деранжант? У Баутурика ла масса, есть ун пик деранжант. Си семнал де алармы ма есть невое, ка ому иста просто с нумай ши акцептат ин публик. Кум есть ел рабдат де планета памынт? Hei, Andrei, calm, ce-i cu tine? Ce cu întrebarea asta retorică? Nu-i vorba aici de răbdarea planetei. Vania Ceban nu este nici primul, nici ultimul în lista vietăților toxice de pe pământ. E vorba de răbdarea noastră, a oamenilor. Noi suntem primitori și cu inima mare îl acceptăm pe Vania să ne grăiască despre pastile mirositoare, să-și lanseze partide imaginare și tot asta din contul orelor de serviciu și din interiorul unei instituții publice, care se cheamă Primăria Municipiului Chișinău. Hai, că te las, continuă videosul, cam uși vine iarna și Ilan Șor moare de foame. Eu am povestit istoria asta, înainte de a filma video, am povestit unui prieten canadian. Tot așa, în aceste linii de subiect, nu m-am concentrat tare asupra la ce aici faci Șor, că asta e, zic, e alt aspect, aici multe avem de greit, trebuie să intrăm adânc. Dar am povestit din perspectiva unui primar, zic, băi, imaginează că primărița, am o primăriță în Montreal, imaginează că ies cu asemenea declarații. E ca la o ședință online care desfășoară cu angajații primăriei, e grăiește despre un asemenea caz. Ar înghiți o opinia publică, iar și mâncată, e în 24 de ore, iar și la 3 metri sub pământ, adâncimii de rușine. Dar Vania Ceban își permite să o facă. Pentru că noi, suntem răbdători! Și așa o să continue să fie, bă, nu-i așa? Dați-mi de știri mai jos în comentarii. Dacă v-a plăcut mesajul meu și acest scurt video și susțineți revenirea mea din vacanță la emisiunea Lumina, m-aș bucura să văd like-ul vostru și un share la acest video. Iar dacă aveți timp și inspirație, intrați mai jos și comentați o rimă la cuvânt ușor sau ce bani. Oriunde vă duce imaginația. Pupici!
Numai bine. Mulțumesc pentru atenție.